Iluminarea Ateneului Băcăoan în lumina roz a avut loc pe 1 octombrie, în ziua de luptă împotriva cancerului la sân. Mai multe membre ale asociației Sofie Roz, femei puternice care au învins acest tip de cancer sau care au prietene sau rude în familie cu această boală necruțătoare, tinere sau ajunse la maturitate, s-au strâns pentru acest eveniment simbolic care se desfășoară anual. Acest eveniment a devenit deja o tradiție pentru asociația noastră și orașul nostru și se desfășoară simultan în mai multe orașe din țară și chiar și întreaga lume. Este un eveniment internațional. De fapt, luna octombrie este luna dedicată luptei împotriva cancerului la sân. Este specificul asociației noastre și în această lună noi intenționăm, în afară de acest eveniment Iluminarea în Roz, dorim să facem și o masă rotundă cu specialiști medici-oncologi în care să se spună problemele legate de cancerul la sân și campanii în rândul medicilor de familie prin distribuirea de pliante informative despre cancerul de sân. Cred că nu avem grijă de noi, cât ar trebui să avem, mai ales după o anumită vârstă. Și cancerul este o boală extrem de perversă, care își face simțită prezența numai când este deja în fază destul de avansată. Deci nu ne dă un semnal, ca să spun, din timp. Și ne bazăm pe faptul că suntem bine și ne trezim că nu prea e bine. Nu prea e bine, dar... Deci să meargă toată lumea să-și facă o mamografie. Absolut, absolut. Și orice simptom în lare să-l ia în serios, pentru că nu-i de glumă. Nu-i de glumă. Dar dacă cel de sus, zic eu, cu ajutorul medicilor și cu cel de sus, dacă, cel puțin din punctul meu de vedere, dacă mi-a mai dat o șansă și am depășit 3 ani de la operație, zic eu că mai am ceva de spus pe acest pământ. La câteva minute după ora 19, clădirea Ateneului Băcăoan a fost inundată de lumina roz. Cu ajutorul elevelor de la Colegiul Economic, participantele au primit broșuri cu informații despre mamografii, dar și despre testul Babeș-Papanicolau, eșarfe și fundițe roz. Cancerul la sân este o boală care poate fi prevenită în proporție de 50% dacă sunt aduse îmbunătățiri stilului de viață. De asemenea, după vârsta de 20 de ani, nu trebuie să lipsească un control anual la medicul de familie și chiar o mamografie până în 40 de ani pentru tinerele care au incidență de cancer în familie. Am fost invitată de o bună prietenă care are o problemă de sănătate și eu am o problemă, o mică problemă, nu atât de gravă ca a ei, însă optimismul ei m-a încurajat dintotdeauna și mi-a dat putere să trec peste ce am trecut. Iluminarea înseamnă pentru mine, nu știu, așa, eu simt că m-am renăscut după o perioadă destul de grea prin care am trecut. Să zicem că acum sunt ok. În această lună, Asociația Sofie Roz va sprijini material 50 de femei pentru ca acestea să ajungă la medic pentru o mamografie. Acțiunea de iluminare a fost organizată în parteneriat cu Fundația Renașterea.